Salut, camarazi! Astăzi o să vorbesc aici, sunt la Parcul Izvor, o să vă vorbesc despre corupția din justiția română. Dacă mai țineți minte voi, acum vreun an de zile, aproape un an, o femeie beată criță, la volan, a intrat într-un stâlp, a ricoșat și a lovit două fetițe, una de 6 ani și una de 20 de ani și le-a omorât pe loc, știi? Așa. E, ce credeți voi? Cum a fost condamnată femeia asta? I s-a dat 3 ani de zile, repet, i s-a dat 3 ani de zile că a omorât două fetițe, deci un mezelic, așa? Deci, cum ar veni un an jumate pentru o viață de om, știi, pentru fetița aia de 6 ani, un an jumate, și pentru aia de 20 de ani, tot un an jumate. Și s-a mai dat un an jumate pentru că era băută la volan și a refuzat să dea probe. Am bărligat-o zicând că conduce rar și că a confundat frâna cu accelerația. Păi bă, dacă conduci rar și ești așa de prost, ia bă nene, ia bicicleta ca mine, știi? Că eu la 72 de ani merg pe bicicletă și alții, știi? Dacă sunt prost, merg pe bicicletă decât să omor lumea nevinovată, nu? Justiția română care mie mi-a dat 8 ani jumate, fără să omor pe nimeni, fără să fac vreo faptă penală, la o așa zisă tâlhărie înscenată unde nu erau probe, nu erau dovezi, nu erau filmări, nu era nimica, pe baza unei declarații care nu are nicio valoare juridică, nu e în codul penal declarația, că e principiul in dubio pro reo, la îndoială pentru acuzat. La îndoială pentru acuzat fără probe, cu un prejudiciu de 10 lei, deci 2 euro, mi s-a dat mie 8 ani jumate, lui Țundrea i s-a dat 24 de ani fără să o omoare pe nimeni și alții au putrezit în pușcării tot așa nevinovați și mai sunt și acum cel puțin 1000 de inși din 23-24 de mii de deținuți, 1000 sunt nevinovați, cel puțin, poate și mai mulți, știi? Că nu contează că ești vinovat sau nevinovat, important să fie o plângere. Dacă e plângere, te leagă oricum. Dacă ești barosan, ești escroc și ai furat sute de milioane, nu știu ce, sunt foarte blânzi judecătorii corupți și procurorii corupți din România și polițiștii, sunt foarte blânzi cu ăștia ca frații Tate, ca nu știu ce, știi, care au furat sute de milioane, blânzi, au o milă față de escroci ăștia ce nu se poate. Chiar dacă îi bagă la pușcărie, le dă 3-4 ani, dar nu le ia banii furați, știi, să aibă băieții de cheltuială, să dea și la judecători, la procurori, la polițiști, la șefii MEAI-ului, la aia de la Administrația Națională a Penitenciarelor, iar o gașcă de corupți și de putrezi, așa, și să aibă băieții, să dea la avocați, bineînțeles, nu? Așa, ăla care a furat o buterie, dacă e recidivist, își ia 6-7 ani, așa, fără crimă, fără nimic. Deci, judecătorii români, care foarte mulți sunt acoperiți ai serviciilor secrete române, deci ai securiștilor, da, cu alte cuvinte, ai Serviciului Român de Informații, ăștia dau pedepse la comandă. Dacă ești un șomer, dacă ești un cioban, un muncitor, un amărât, îți dă de te rupe, îți dă de 3 ori pedepsa, știi? Mie, pentru că am fost pe fugă 3 ani de zile și n-am vrut să fiu sclavul lor, mi-au dat mai mult decât dublu, știți? Așa, deși în prima instanță fusesem declarat achitat, nevinovat de judecătoarea Angela Mardare de la Oltenița, județul Călăraș, procurorul Duca Paul de la procuratura Oltenița, un corupt, care probabil că a mai băgat cel puțin 30 de inși nevinovați în pușcărie, a făcut recurs și la curtea de apel mi s-a dat 8 ani jumate, fără nicio probă, fără nimica. Deci justiția română condamnă fără probe, fără nimica, te condamnă doar pentru că ești un șomer, un om simplu, un muncitor, știți? Așa, Aldi Cocoș, Aldi Cocoșatul ăla de la Niro, cine a mai fost, Becali, Năstase, ăștia nu, ăștia au furat sute de milioane, justiția e foarte blândă, foarte miloasă cu ei, procurorii li se rupe inima de escroci, ăștia le lasă și banii furați de la noi, de la fraieri,
Deci justiția e cu două, la două capete. Dacă ești amărât, te rupe. Dacă ești escroc mare, îți dă cu, sau te lasă să fugi din țară, cum a fost băiatul lui Gino Iorgulescu, care a, tot așa l-a omorât pe omul ăla nevinovat, l-a lăsat să fugă din țară. Pe escrocul de Săvulescu l-a lăsat iar să fugă din țară. Pe Omar Haisam l-a lăsat și pe ăla la timpul lui să fugă din țară. Ne mai vorbim de arabii, sirieni, iranieni, irachieni, libanezi, turci care au dat tunuri aici de sute de milioane în România, în complicitate cu chesturii, cu generalii de la Ministerul de Interne al României, care e complet corupt ca și justiția română, ca și Ministerul de Justiție, ca și Serviciul Secret Român. Așa, au dat tunuri și după aia au lăsat să fugă, știți, că își luase și ei partea lor, acolo așa câteva sute de milioane, normal. Un amărât care fură o butelie, ce dracu să dea, își pagă că n-are ce, butelia o vinde și bea banii sau își cumpără pâine la copii, știți, așa, de ciubuc n-are ce să dea, deci ăla face pârnaie ca berilă, știți, așa în România. Justiția, după când știți și voi, e oarbă, are banda aia pe ochi. Că ăștia își fac de cap, trebuiesc înființate comitete populare care să controleze și justiția, și poliția, și serviciile secrete, să se înființeze complete de jurați, ca să nu poată să facă judecătorul ce vrea mușchii lui și mușchii lui vrea să te bage la pușcărie, pentru că el trăiește de pe urma ta, și el, și procurorul, și grefierul, și avocatul, și cine vreți voi, și polițistul, toți trăiesc de pe urma armăriților care fac pușcărie ca urși. Așa. Deci, camarazi, fiți atenți, gândiți, soluția e numai asta, pentru că tot sistemul care există în România, tot sistemul statal, compus din vreo 130.000 de paraziți, mulți și trădători de neam și țară, trebuie controlați de comitete populare formate din cetățeni, trebuie înființate comisii de jurați care să decidă dacă ești vinovat sau nu, pentru că judecătorul și procurorul au tot interesul să te trimeată la pușcărie, chiar dacă ești nevinovat, pentru că ei fac, iau pensii nesimțite și salarii nesimțite de pe urma ta, știi, și sporuri de risc, că ei mai alunecă pe parchet, știi, trebuie spor de risc, știi, sau să lovește la deștept, la ușă, știi, așa. Deci, camarazi, v-am prezentat cazul ăsta cu femeia asta care a omorât două fetițe nevinovate, care și-a luat 4 ani jumate de pușcărie, din care o să facă, zic eu, cel mult 2 ani jumate, știi, că i s-a dat să plătească 800.000 de euro de spăgubiri, aia e ciuciu, știi, dacă n-are, nu plătește, n-are ce să-i facă, aia e praf, aia e o petardă în ochii la fraier, știi, dacă aia n-are 800.000, n-are de unde să plătească, simt, ce o să-i facă, îi rupe curul, așa. Deci, camarazi, v-am prezentat un studiu de caz, cum e justiția România oarbă, cum tot sistemul justițiar în România, poliția și tot ce vedeți voi ca structuri statale, serviciile secrete, administrația națională a penitenciară, toate ministerele din România sunt bâhite de rude, de toți familii întregi sunt la Ministerul de Interne angajate, deci o caracatiță care ține cu dinții de privilegii, de avantaje, de pensii speciale, de salarii nesimțite și tot așa, alții se pensionează, judecători sau procurori sau polițiști se pensionează la 45 de ani, auzi? Deci la 45 se pensionează și după aia se angajează tot la stat, știți? Deci merge și pensia și salariul, în loc să lase locul la un amărât care vrea să mănânce și el o pâine, să-și hrănească nevasta și copiii, ăștia vor să apuce ei totul, știți? Deci, camarazi, v-am zis, gândiți că nu doare, fiți vigilenți, trebuie luat de la zero tot ce e în România, e putre, trebuie dărâmat complet și refăcut de la zero pe alte principii sub controlul comitetelor populare. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!